cu 9 luni în urmă, în prezența dumneavoastră, domnule președinte, demaram cea mai amplă campanie de împădurire din ultimul deceniu, numită atât de frumos O pădure cât o țară. Iată-ne astăzi într-un alt moment aniversar, din nou în prezența dumneavoastră, când putem să spunem că ne-am îndeplinit misiunea, încheiem această campanie, încheiem tot ceea ce ne-am propus în acest lung proces. Vom planta astăzi ultimii pomi din cei 50 de milioane pe care ne-am propus și am reușit să îi plantăm. Avem o parcelă de 5.000 de metri la ocolul silvic Bolintin, o plantăm de la zero. Există peste 3.000 de asemenea suprafețe plantate de la zero în această campanie de împădurire. Am avut în total peste 15.000 de șantiere în toată țara. Este un moment bun în care aș dori să mulțumesc colegilor din direcțiile silvice care au participat la această campanie, să mulțumesc voluntarilor și, bineînțeles, să vă mulțumesc personal și amintesc încă o dată că această campanie s-a desfășurat în altul patronaj al președintelui României.